Iubiții mei frați, iubite surori, aș vrea ca în continuare să ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu pentru această dimineață. Mulțumim lui Dumnezeu, vreau să fiu recunoscător Domnului pentru tot ce a fost în adunare până acum, pentru faptul că suntem împreună. Vreau să apreciez și faptul că dumneavoastră ați venit la adunare. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze, Dumnezeu să cerceteze inimile noastre și Dumnezeu să fie acela care să lase har și timpul acesta care stăm aici în adunare să fie cu mare folos. Un impact puternic să aibă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt asupra vieții noastre duhovnicești. Cred că am început să detest, chiar să urăsc faptul să vin în casa lui Dumnezeu, să stau în prezența lui Dumnezeu și să plec la fel cum am venit. Mă gândesc când Domnul Hristos, dumnezeirea în persoană, era pe pământul acesta, străbătea ținuturile Palestinei și mulți îl înconjurau, veneau oameni, dar puțini au fost aceia care au beneficiat de prezența Domnului. Puțini au fost aceia care au venit cu problema lor, au venit cu necazul lor, au venit cu suferința lor, au venit ca să învețe ceva. Mulți veneau din curiozitate, alții veneau să-L ispitească, fie ca să nu fie niciunul dintre noi care să vină cu motive greșite la adunare. Să venim cu inimi sincere și Domnul să impacteze inimile noastre. Amin. Ar vrea să continui seria de predici din Psalmul 73. Cei care ați venit la adunare, cei care sunteți familiarizați cu Scriptura, cunoașteți puțin contextul acestui psalm și vreau să vă readuc aminte că am vorbit câteva aspecte generale despre acest psalm, am vorbit puțin despre ispită, pentru că psalmul acesta este compus de omul lui Dumnezeu, de Asaf, care a fost ispitit. Și vorbind de ispită, vă readuc aminte că am spus că de multe ori omul tinde să uite principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu are planurile Lui, are gândurile Lui. Uneori aceste planuri și gânduri nu sunt cunoscute de mintea noastră omenească, dar Domnul întotdeauna are planuri bune și planuri eterne. Apoi am spus despre ispită că în ea există o mare putere. Ispita este o putere. Domnul Hristos are toată puterea și în cer și pe pământ, nu diavolul, nu ispita. Dar ispita are o putere și puterea nu este mică. Ispita, atunci când vine, te orbește, aduce o întunecime în mintea dumneatale și nu mai poți să gândești corect. De aceea este bine să abordăm ispita, să fim foarte atenți și când vorbim de ispită trebuie să menționez faptul că toți oamenii sunt ispitiți, în special cei care se întorc la Dumnezeu, cei care declară război diavolului, indiferent poziția care o ai. Poți să fii păstor, poți să fii proroc, poți să fii evanghelist, poți să fii o mare sau o mic, nu contează cum ești, toți oamenii sunt ispitiți. Diavolul vine la absolut toți oamenii. De aceea trebuie să știm cum să abordăm ispita. Apoi am vorbit despre strategia biruinței. Dacă noi toți suntem ispitiți, Dumnezeu spune în Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, în prima lui epistolă, cred că acolo un verset, nu vine acum în minte, dar spune că întotdeauna Dumnezeu când îngăduie ispita, Dumnezeu nu ispitește, El doar îngăduie celui rău să ne ispitească, spune că pregătește mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. Și în acest psalm avem un om care a fost ispitit, dar care a biruit ispita. De aceea trebuie să învățăm de la el cum a biruit ispita. Desigur, modelul ideal este Domnul Hristos, care și El a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără de păcat. Și aici spune în versetul 15, dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei. Adică psalmistul era pe punctul de a vorbi, de a zice ce ziceau ceilalți la care el se uita. Dar zicea el, dacă aș fi zis așa,
iată că n-aș fi credincios neamului copiilor tăi. Nu aș mai rămâne credincios și o modalitate prin care trebuie să o adopți atunci când vine ispita, trebuie să te înfrânezi, trebuie să spui frâu gurii, să taci. Am stat mut, spune omul lui Dumnezeu în altă parte, nu mi-am deschis gura, nu că durerea era mică, era mare, dar atât timp cât a stat cel rău împrejurul meu, nu mi-am deschis gura. Apoi trebuie să ne uităm la consecințe. Orice faptă pe care noi o facem are consecințe și trebuie să vedem că dacă ne lăsăm amăgiți, vom gusta experiențele amare ale faptelor noastre. Vin consecințele și să știți dumneavoastră, am mai spus aici, dar cât de nefast s-a simțit oamenii care au căzut. Să luăm pe Samson. Pe Samson, el care a fost predestinat de Dumnezeu să aducă biruința poporului, ajunge să fie rob filistenilor, să fie în temniță cu ochii scoși, pentru că s-a lăsat dus în ispită. Să luăm un alt exemplu pe David, care pentru o plăcere de o clipă a ajuns să îngroape 4 copii, a ajuns ca din momentul acela până la adâncile lui bătrâneți să fie numai în război. Sunt anumite consecințe. Diavolul îți oferă și împachetează frumos, într-un mod strălucitor, păcatul și nu îți spune nimic de consecințe. Dar odată cu păcatul vine la pachet și consecințele, iar consecințele nu sunt ușoare, consecințele nu sunt mici. De aceea trebuie să fim foarte vegheatori și întotdeauna când vine ispita să ne gândim la consecințe și apoi să ne ținem de lucrurile pe care le știm, care sunt scrise în Scripturi, de care suntem siguri. Sunt anumite lucruri în care suntem ispitiți și nu știm dacă e bine sau dacă e rău. Biblia ne spune foarte clar că noi trebuie să ne ferim de tot ce se pare rău. Rămâi la lucrurile pe care le știi sigur. Dacă este neclaritate, dacă este ceață, nu înainta, nu te duce. Că poate greșești. Rămâi la lucrurile sigure. Am vorbit apoi despre câteva aspecte ale bisericii locale, pentru că Sfântul Apostol ne motivează în Evrei 10:25 să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Și am vorbit despre câteva aspecte ale bisericii locale, de aici din Evrei, din Psalmul 73. Acum, frați și surori, pentru dimineața aceasta m-am gândit tot din acest psalm să vorbesc despre procesul de recuperare. Acest om al lui Dumnezeu a fost ispitit, era cu piciorul să cadă, a mers până la granița și aici trebuie să fim foarte atenți, că mulți vor să meargă până la graniță, vor să ajungă la marginea prăpastiei, numai că acolo, la marginea prăpastiei, e un loc foarte periculos, oricând poți să cazi. Se spune despre regina Angliei că și-a angajat un șofer. Și i-a luat să, la interviu să vadă pe care să îl angajeze din cei care și-au depus acolo candidatura să fie șoferul reginei. Și pe primul care a venit la interviu a zis cum conduce el, că merge pe marginea prăpastiei, că merge așa și așa. Lui regine nu i-a trebuit. A venit altul iarăși ăla cu tot felul de ce avea în cap, nici tu nu ești bun. A venit altul și a zis, când i-a spus, uite, trebuie să trecem acolo pe un drum periculos, pe lângă o prăpastie, ce faci? Mă depărtez cât pot de mult. A, tu ești bun. Tu ești bun. Nu cât mai aproape de prăpastie, să fii cât mai departe de prăpastie, că e un loc foarte periculos. Și omul acesta ajunge acolo, pe marginea prăpastiei, dar de acolo își revine și există un proces de recuperare. Vreau să vă citesc, mă folosesc de câteva versete, de la versetul 16 până la 20, cum stăm, ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu.
M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zadarnică mi-a fost rudă, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat seama la soarta de pe urma celor răi. Dar tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd. Cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit năprasnic. Ca un vis la deșteptare, așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Amin. În primul rând, în acest proces de recuperare, aici observăm la omul lui Dumnezeu că a avut loc o corectare a gândirii. Trebuie să aibă loc această corecție, să fie corectată gândirea dumneatale. După ce a fost recuperat, după ce a venit pe un loc sigur și nu mai era în pericol să cadă, se uită înapoi și ia uitați cum se definește el atunci când gândea cum nu trebuie. Când mi se amăra inima, citesc versetul 21, și mă simțeam străpuns în măruntaie, eram prost și fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea ta. Nu mai puteam să judec corect, mi s-a întunecat mintea, spune el. Și în procesul de recuperare trebuie, în primul rând, să fie corectată gândirea. Gândirea este foarte importantă, cineva spunea, semeni un gând, culegi o faptă. Semeni o faptă, culegi un obicei. Semeni un obicei, culegi un destin. Totul pleacă de la gândire. Tocmai de aceea pocăința, în primul rând, înseamnă schimbarea minții. În cuvântul grecesc, în scriptură, atunci când s-a scris, pocăința asta înseamnă să îți schimbi mintea, să îți schimbi gândirea. Asta înseamnă pocăință. În primul rând, schimbarea gândirii, metanoia. Am fost cu un grup de tineri anul trecut, în luna august, la o biserică, la Heria, pe lângă Heria am fost, și a fost o descoperire cu privire la ei. Diavolul, așa a fost descoperirea, a pus la cale un plan, o strategie ca să aducă întunecime în mintea lor. Să nu mai privească lucrurile corect, să nu le mai înțeleagă într-un mod corect. Asta face diavolul în primul rând, să-ți schimbe mintea, să schimbe gândirea, să aducă întunecime în mintea dumneatale, să nu mai pricepi lucrurile, să nu le mai vezi într-un mod corect. Gândirea este foarte importantă, este un principiu fundamental al credinței creștine, să poți să înțelegi. Iubiți frați și surori, unul din scopurile venirii noastre la adunare, atunci când venim aici, atunci când ne închinăm lui Dumnezeu, atunci când ne apropiem de Dumnezeu, este acela să înțelegem voia lui Dumnezeu, să înțelegem, să pricepem planul care Dumnezeu îl are cu privire la noi, să înțelegem Scriptura, de aceea venim la adunare. Și de aceea am spus că detest tot mai mult pe cei care vin degeaba la adunare și pierd timpul aici, degeaba în adunare. Le vorbește Dumnezeu și le vorbește când într-un fel, când într-altul. Ba prin cântare, ba printr-un vers, ba prin cuvânt, dar ei nu iau seama, nu iau seama. Nu ajung să înțeleagă cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, că e vital să vii la adunare și vorbeam duminica trecută, dar nu suficient. Ce rost are să vii aici la adunare și să nu se întâmple nimic, să nu înțelegi nimic? Ce rost are? Tu să nu cânți, tu să nu te închini, tu să nu faci nimic. La ce vii la adunare? La spectacol? Dacă vii și pleci și nu se întâmplă nimic, păi n-are rost să mai vii. Doar e o investiție fără niciun rost. Trebuie să vii credinciosul și vorbeam duminica trecută, în mod obligatoriu, el nu poate să stea acasă, că nici Hristos n-a stat acasă. El a avut un obicei, nu-l plimbea sabatul plimbându-se pe nu știu unde, dau având treabă, sau că îl doare capul și nu, n-avea niciun fel de treabă. Când a venit sabatul, era în templu, era la sinagogă. Asta relatează Scriptura. Acesta era obiceiul lui. Dar nu e suficient. Nu e suficient. Aici spune
psalmistul, am intrat în sanctuar, am venit la adunare, dar el a înțeles ceva. Nu doar a venit. Mai recitesc o dată versetul 16. M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep. M-am gândit, dar aveam mintea întunecată. Și spune în continuare, dar zadarnică mi-a fost ruda până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu. A intrat în sfântul locaș și a înțeles anumite lucruri. Scopul venirii la adunare nu este doar să te simți bine. Și scopul este corectarea. Acum ne referim în contextul psalmistului, în contextul psalmului 73, corectarea gândirii. Că se poate întâmpla și în special în vremea noastră este deja foarte răspândit acest gând să vii, să fii împreună și să te simți bine, să uiți problemele. Există atâtea necazuri, atâtea probleme pe care le avem și cel puțin pentru o oră, pentru câteva minute, să uităm, să ne detașăm de ele. Ori, iubiții mei, scopul venirii nu este doar să uităm problemele, ci să găsim o soluție. Pentru că Dumnezeu are soluție, casa lui Dumnezeu nu e locul unde să uiți pentru o vreme, să uiți pentru câteva clipe de necazurile tale, să te simți bine, să asculți, eu știu, o slujbă frumoasă, să fie un program variat, predici cât mai scurte, muzică variată, ca să creezi acea stare emoțională excelentă în care să te simți bine, să te ușurezi de toate problemele tale doar un pic și apoi să pleci tot cu necazurile tale. Să le iei iarăși de la început. Nu acesta este scopul întâlnirii noastre. Sunt alte întâlniri în lume care au acest scop. Sunt alte locuri unde poți primi o astfel de consolare falsă. Te duci la discotecă, te duci la spectacol. Alții, eu știu, zic, uiți eu necazul și iau o sticlă de alcool și își înăbușesc necazul în alcool și în alte vicii. Alții merg pe stadioane și urlă cât îi ține gura să uite de necazuri, să se bucure că dă nu știu cine un gol. Habar nu-l are, nu l-a văzut niciodată pe care e cel mai mare fotbalist al lumii. Care o fi? Că eu nu știu, voi nu știți. Eu nu mă uit la așa ceva. Dar urlă, țipă, uită de, eu știu, pentru o clipă de necazuri, povestea un doctor, el încă mai trăiește. Dănăil îl cheamă pe doctorul ăsta, e cel mai mare neurochirurg român și unul printre cei mai mari neurochirurgi din lume. Dar acum e foarte bătrân, dar operează și la vârsta asta, nu știu cât are, în jur de 90 de ani sau peste 90 de ani. Zice că mai țin alții medici mâna când operează pe creier. Dar zicea el că a terminat facultatea și cel mai bun doctor care era la vremea aceea, Arsenie îl chema pe doctorul acesta, avea ceva probleme. Și el le spunea, nu stau cum să dau detalii, dar zicea cum se comporta el. Vorbea mizerabil, vorbea foarte urât, striga, urla. Uneori dădea în colegii lui cu care opera. Alteori bădea pacienții, dacă nu-i convenea ceva. Era cel mai bun la vremea aceea, cel mai mare neurochirurg al României. Dar avea ceva probleme sufletești și își manifesta, se alinta, eu știu, se ușura atunci când țipa, atunci când urla, dar el rămânea tot cu problemele acelea. Peste o săptămână făcea la fel, doar se usura zbierând și dând în unul și în altul, ca să, eu știu, să se elibereze puțin, dar rămâneai cu aceleași probleme. Ori, frați și surori, asta face lumea să uiți puțin de necazuri, să te simți puțin bine, nu te ajută la nimic dacă problemele rămân nerezolvate. Mesajul Bibliei e adresat în primul rând minții și trebuie să înțelegi scopul problemei, să o privești în față și să știi clar, să înțelegi din cuvântul lui Dumnezeu situația prin care treci, să înțelegi voia lui Dumnezeu. Și asta într-un mod
specifică, Dumnezeu folosește cuvântul sfânt ca să-ți vorbească într-un mod personal. Dar pleacă totul de la gândire, că care-i dorința? De ce vii la adunare? Să te simți bine? Sau să cunoști adevărul? Să cunoști voia lui Dumnezeu, să-L cunoști pe Hristos, care poate să aducă o soluție și poate rezolva problema dumneatale. Beneficiul pentru psalmist, pentru omul lui Dumnezeu, pentru Asaf, este că el a mers la adunare, dar a învățat să gândească corect. A învățat să gândească corect, vorbind despre spiritualitate, vorbind despre Dumnezeu. În primul rând, este o chestiune rațională, nu emoțională. În primul rând, în mintea dumneatale se lămuresc anumite lucruri. Nu doar că simți, ci gândești. Totul pleacă de la gândire. Înainte de a simți, trebuie să gândești corect. 2. Privește lucrurile în ansamblu. Așa a făcut omul lui Dumnezeu. I-a fost recuperat de acolo, din marginea prăpastiei. I s-a corectat gândirea că a venit în casa lui Dumnezeu. Dar apoi, luminându-se gândirea, a putut să privească lucrurile pe ansamblu, în ansamblu lor. Există această tendință pe care o avem, să privim o parte a problemei, să privim problema dintr-un unghi și să nu vedem celelalte fațete. De aici se nasc sau vin toate prejudecățile. Știți care e definiția prejudecății? Că mulți trăiesc cu tot felul de prejudecăți în inimă, dar ele vin cele mai multe de aici. Și definiția prejudecății este a exclude orice adevăr în afară de adevărul pe care îl preferi. Preferi un adevăr, preferi o parte a unui adevăr și celelalte le excluzi, nu te interesează. Ăsta îl prefer, la ăsta mă gândesc cu el, încerc să-mi aduc tot felul de argumente împotriva altor probleme și se nasc în mine multe, multe prejudecăți. Te împiedică să vezi toată problema, prejudecățile, dar atunci când te blochezi, să vezi doar o fațetă și devii orb la toate celelalte lucruri, asta aduce multă nefericire în viața dumneatale și creează uneori chiar, hai să exagerez puțin, dar poate nu exager, catastrofe în ceea ce privește relațiile dintre oameni. De nu mai vorbesc oamenii unii cu alții ani și ani de zile. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în versetul 17, până ce am intrat în sfântul locaș al lui Dumnezeu, dar nu numai că am intrat, am luat, spune aici, seama la soarta de la urmă a celor răi. El tot privea pe cei răi. Se tot uita la ei. Și am citit în primele versete, nu le mai reiau, că nu este timpul, dar atunci când a intrat în casa lui Dumnezeu, a fost lipsit de prejudecăți și a putut să privească lucrurile în ansamblu și s-a uitat la soarta de la urmă. Nu doar începutul, ci a putut să privească și sfârșitul. Asta se întâmplă când vii într-un mod sincer la adunare, începi să vezi lucrurile în lumina întregului. Și de aici începe puțin recuperarea. Vezi alte aspecte ale problemei dumneatare care le-ai ignorat până acum. Vreau să vă citesc ce spune Sfântul Apostol Pavel în Fapte, capitolul 26. Citesc câteva versete începând cu versetul 9. Și eu, ce-i drept, credeam că trebuie să fac multe lucruri împotriva numelui lui Iisus din Nazaret. Auziți? El credea el. Privea lucrurile din punctul lui de vedere, gândea el, nu Hristos, nu gândul lui Hristos, ci gândul lui. El credea că face o slujbă pentru Dumnezeu, credea că îl apără pe Dumnezeu, că Dumnezeu îl aprobă, Dumnezeu îl apreciază pentru ceea ce face. Privea așa, din punctul lui de vedere. Nu a mai, a ignorat adevărurile lui Dumnezeu și spune ce a făcut. Și așa, pentru că am privit lucrurile din punctul meu de vedere, adevărul pe care eu îl prefer,
nu întreg adevărul lui Dumnezeu. Spune, și așa am făcut în Ierusalim, am aruncat în temniță pe mulți sfinți, unde l-a împins faptul că a privit doar o parte a adevărului, o fațetă a adevărului. Căci am primit puterea aceasta de la preoții ce mai de seamă și când erau osândiți la moarte, îndădeam și eu votul împotriva lor. Era nevoie și de votul lui, pentru că făcea parte din Sinedriu și trebuia să voteze și nu vota împotrivă. Vota ca să fie omorâți. Spune, i-am pedepsit adesea în toate sinagogile și îmi dădeam toată silința ca să facă, să hulească. Făcea tot ce putea el. Tot ce putea ca să facă pe creștini să hulească numele lui Hristos. El care credea că face o slujbă pentru Hristos. Unde te duce? Unde te duce prejudecățile? În pornirea mea nebună împotriva lor, îi prigoneam până și în cetățile străine. Asaf se uită la sfârșitul oamenilor care îl ignoră pe Dumnezeu. Da, zice el, nu am ținut seama. Nu m-am uitat, nu am luat în considerare ca să fii recuperat atunci când ești în ispită, când ești pe punctul de a cădea, ia în considerare întreg adevărul lui Dumnezeu. Scriptura întreagă nouă nu este de folos. Orice adevăr spus pe jumătate e o minciună. Orice lucru care îl iei din Scriptură și îl scoți din context, că așa îți place ție, că așa îți convine ție. Domnule, asta îmi dă un argument. Știți cum sunt unii oameni? Vor să facă un anumit lucru rău. Și vă pot da exemple. Și, de exemplu, vin la mine și eu le spun, e rău ce faci. Merg la un alt slujitor. Și ăsta îi spune, e rău. Merg la altul. Până găsește unul care îi spune că e bine. Când îi spune cineva că e bine, că vrea să fie și altcineva cu el, să nu zică că e numai el, atunci gata. Atunci se declanșează puterea aceea de a face lucrul respectiv. Așa sunt unii oameni care folosesc Scriptura. Caută argumente în Scriptură să susțină ideile lor. Păi noi nu trebuie să ne susținem cu Scriptura ideile noastre. Ideile noastre trebuie să ne eliberăm de ele și să ne supunem învățăturilor Scripturii. Să nu luăm un adevăr din Scriptură, să nu scoatem acolo un adevăr din contextul lui. Pentru că de aici au ieșit toate ereziile, Dumnezeu să ne păzească. Ia în calcul toate faptele, privește problema în ansamblu. 3. Să privești finalul, destinația. Și aici spune, citesc. Da, versetul 18. Tu îi pui în locuri alunecoase și îi arunci în prăpăd, cum sunt nimiciți într-o clipă, sunt pierduți, prăpădiți printr-un sfârșit praznic, ca un vis la deșteptare. Așa le lepezi chipul, Doamne, la deșteptarea ta. Starea din urmă, deznodământul, ăsta este. N-a putut să-l înțeleagă Asaf la început, dar acesta este deznodământul, să vorbesc corect. Da, vă citesc Iacov capitolul 5, versetul 11, aici Iacov aduce în imagine omul lui Dumnezeu, Iov. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Și cum Domnul era plin de milă și de îndurare? Da, am auzit de răbdarea lui Iov și nici Iov n-a înțeles. Iov nu s-a gândit la sfârșitul pe care îl pregătea Dumnezeu pentru el. Și a început și el să fie neliniștit, a început și el să cârtească, dar atunci când a fost lipsit de toate, totuși, cu toate, eu știu, înclinațiile lui, totuși a rămas credincios lui Dumnezeu. Și a spus, vreau să mă întâlnesc cu Domnul, să-mi explice lucrurile. Dar ce a avut eu la sfârșit a fost mult mai mult decât a avut la început. Mult mai mult. Dumnezeu l-a binecuvântat mult mai mult. Nu trebuie să
ne uităm la jumătatea drumului și să ne potignim pe cale, ci să mergem până la final. Finalul este important. Cuvântul Domnului spune, mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Vis-a-vis de cei răi, cuvântul Domnului spune printr-un alt psalm, 37, citez de la versetul 35, spune aici, am văzut pe cel rău în toată puterea lui. M-am uitat la el, mă, dar puternic era ăsta rău. Se întindea ca un covor verde, înfloria, parcă era totul verde, totul extraordinar, versetul următor. Dar când am trecut a doua oară, nu mai era acolo. L-am căutat, dar nu l-am mai putut găsi. Uită-te bine la cel fără prihană și privește pe cel fără vicleșug, căci omul de pace are parte de moștenitor. Dar cei răzvrătiți sunt nimitiți cu toții. Sămânța celor răi este prăpădită, spune cuvântul lui Dumnezeu. Privește finalul, privește sfârșitul. Și vreau să spun ce spunea Mântuitorul în predica de pe munte, Matei capitolul 7, de la versetul 13. Spune cuvântul Domnului așa, intrați pe poarta cea strâmtă, largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea, dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Domnul Hristos, în timp ce spunea celebra lui predică, numită în Scriptură predica de pe munte, așa cum o cunoaștem noi, la un moment dat le spune ucenicilor, observați, oameni buni, observați și uitați-vă bine, există o cale largă, lată, are o poartă în care poți să intri oricum, e grozav să mergi pe ea. Sunt mulți oameni care merg, e distractiv, sunt glume, dar fiți atenți. Uitați-vă cum merge lumea, buluc acolo, dar nu uitați-vă numai cum intră pe poartă, nu uitați-vă numai la jumătatea drumului. Mergeți și priviți întreaga cărare, uitați-vă unde duce, în hău, în iad. În iad. De aceea Domnul Hristos spune, anevoiți-vă, uitați-vă și la cealaltă cale, care e îngustă, care nu se merge oricum. Uitați-vă cum merg. Unii mai cad, că e atâtea nevoie să mergi pe calea asta, sunt atâtea obstacole, unii sunt răniți, dar uitați-vă finalul, uitați-vă sfârșitul, e în împărăția lui Dumnezeu, e în fericire eternă. Uită-te la sfârșitul, uită-te la final. Necazul în viață e că uităm finalul, ne uităm doar ce se întâmplă aici și acum. Privim la suprafață și nu acordăm atenție lucrurilor finale. Și am fost odată la o evangelizare și au ieșit mai mulți oameni în față acolo și îmi spune fratele Balcan să mergem să ne rugăm pentru ei și am început să-i întreb, pentru ce să ne rugăm, Doamnă, Domnule, ce problemă aveți, ce necaz aveți sau ce dorință aveți? Niciunul nu ne-a zis că vrea să sfârșească în împărăția lui Dumnezeu. Niciunul nu a zis că îl vrea pe Hristos. Niciunul nu a zis că vrea împărăția, ci niciunul. Toți vor să o ducă mai bine aici și acum. Toți vor sănătate aici și acum. Toți vor să bogăție, toți vor casă mare, toți, doar aici și acum. Calea largă, lată, numai că e rău că duce în iad. În iad. Moartea celor răi e un lucru teribil. Nu știu dacă vă interesează, pe mine sunt puțin pasionat de biografii, dar dacă citiți biografiile oamenilor răi, să vedeți sfârșitul lor. Am citit despre ei, despre unii dintre ei. Citeam despre Darwin, care la un moment dat a zis înainte de moarte că am greșit. S-a răspândit teoriile lui, au fost promovate de toate țările comuniste, ridicate toate învățăturile lui la rang de adevăr. Și el, înainte de moarte, neagă tot ce a spus. Tot ce a spus. La mormântarea lui erau doi sau trei oameni. Doi sau trei oameni. Așa a murit
nu știu cum să-l spun, filozof sau ce să spun, dar învățăturile lor au fost atât de mult propagate. Zici, Domnule, un mare om, dar o lepădătură de om. O lepădătură. Citiți biografiile oamenilor răi, să vedeți sfârșitul lor. Să vedeți sfârșitul lor. Numeri, capitolul 23, versetul 10. Ultima parte, în timp ce Balaam spune tot felul de lucruri, zice el: o, de aș muri de moartea celor neprihăniți. El nu mai era neprihănit, dar vruia, s-a uitat și a văzut cum mor cei neprihăniți. Zice, de aș muri de moartea celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca lor. Da, mai mult face sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Hai să vă citesc câteva cuvinte din Proverbe, capitolul 4, de la versetul 18. Proverbe, capitolul 4, citez de la versetul 18. Spune aici: dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, atenție, a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Și acum vorbește despre cei răi. Calea celor răi este ca întunericul gros, ei nu văd de ce se vor potigni. Păi dacă e întuneric, ei nu văd sfârșitul. Ei, săracii de ei, se uită doar acum, acum, acum și aici. Sfârșitul Sfântului Apostol Pavel, 2 Timotei, capitolul 4, citește de la versetul 6. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de păutură și clipa plecării mele, spune Apostolul Pavel, este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Asta a fost sfârșitul apostolului Pavel. Iubiții mei, când sunteți în pericol să cădeți, atenție, atenție cum gândiți, gândiți într-un mod corect. Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea lumină, să puteți să vedeți lucrurile într-un mod corect. Poate avem parte de, eu știu, anumite eclipse ale gândirii noastre, nu mai gândim corect. Atunci venim la rugăciune, venim la Scriptură, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu să ni se corecteze gândirea, să ni se schimbe gândirea. Privim lucrarea pe ansamblu, nu scoatem noi să ne susținem ideile noastre, să ne susținem dezamăgirile noastre, să ne plângem noi de milă și scoatem acolo versete din context și să ne uităm la final, la destinul etern. Ce se întâmplă dincolo de aici și acum? Pentru că noi suntem veșnici, murim, dar în realitate trăim. Și viața adevărată este de la moarte. Viața adevărată este de la moarte. În existența noastră este o perioadă când trăim pe pământul acesta, se pune o virgulă și vom continua în eternitate. Dar ce determină eternitatea noastră este ceea ce facem noi aici. De aceea spune apostolul: eu am făcut asta, m-am luptat, am păzit, acum sunt bucuros, mă așteaptă cununa. Așa să facem și noi.